Bună, vreau să vă prezint un AppCant manual. Este o comandă specială. El acum este desfăcut. Și vreau să vă explic cam despre ce este vorba. Are partea din față care îndoaie laturile și are un braț în spate care se poate regla distanța. Acolo se reglează distanța. Are 3 șuruburi. Are aici 3 șuruburi. Are un braț care merge în față, în spate, în funcție de distanță. Aici, la distanțele mai mari, a trebuit să pun această bară, deoarece să nu fie diferența asta de nivel când puneți tabla și când o fixați, deoarece brațul este mai adânc, după cum se vede, și va fi nevoie la distanțe mai mari să punem această bară. Are o cheie cu care se reglează în spate. La reglaj e foarte important să se margă cu toate 3 șuruburile odată, ca brațul să nu fie dintr-o parte sucit mai tare și apoi să nu se poată regla. Ce vreau să spun are legătură cu reglajul. La șuruburile laterale se poate lăsa aici o marjă foarte puțin de eroare, dar e foarte principal șuruburi din mijloc să fie fixat exact distanța, să fie lipit acolo, deoarece în momentul când se montează tabla și o îndoi, el la mijloc are tendința să cedeze. Și ca să nu cedeze, e nevoie la mijloc șurubul să fie foarte fix acolo. Acum o să încerc să montez această mașină. Aici este lama de oțel. Are arcurile care va veni montate pe aici. Și mai are încă o tijă suplimentară. Tija suplimentară este în momentul când se folosește pentru table cu grosime de 1. Este nevoie ca să formeze unghiul, este nevoie să fie această tablă suplimentară. Se va pune aici, la momentul potrivit o să vă arăt. Prima oară o să montez mașina și o să încercăm să îndoim o tablă de 0,05, dacă nu mă înșel. Și după aia o să montăm o tablă de 1 mm de grosime. Acum o să încercăm să montăm mașina. Luăm brațul și îl fixăm aici, în bucșile astea. Așa. Avem aceste șuruburi, fiecare șurub acesta are două tăieturi, la fel are și aici două tăieturi, hai mai aproape, are două tăieturi, deci fiecare are locul lui, asta va veni montat aici. Celălalt are o tăietură, va veni montat aici, unde are tot o tăietură. Acum o să răsucim până brațul la coborâ. Este foarte important să se meargă cu amândouă brațele odată. Așa este sistemul de închidere. La deschidere tragem. Acum așa a revenit. Este când nu-și revine, probabil când o să îndoim, atunci va trebui împins așa lateral.
așa. Și iarăși va reveni. Acum să încercăm să băgăm o tabă. Este cea subțire. Eu am semnat-o aici, după cum se vede, să știu grosimea. O să introduc înăuntru. Așa. O să o pun undeva la semn. Probabil că va trebui să cobor brațele mai jos un picuț. Să văd dacă strânge. E foarte important ca brațul acesta să strângă foarte bine tabla, ca tabla să nu se miște. În cazul în care e distanța prea mare, rosucim fiecare până când strânge suficient și ridicăm brațul. O să încercăm să oprim acum. Distanța aici în spate, vedeți, ea dă până în braț. Tabla lovește până în braț. O să încercăm șurubul din mijloc să-l aducem să nu cedeze. Asta este foarte, foarte important, șurubul din mijloc. L-am adus. Celălalt, după cum se vede, are un pic de marjă de eroare. Și celălalt foarte, foarte puțin. O să încercăm să vedem dacă se strânge. Va trebui strâns mai tare. Mai dăm în cotură. Așa. Și încercăm să îndoim. Și e important să fie prins masa, mașina pe o masă foarte, foarte bine. Altfel, fiind o mașină de forță, ea se va mișca și nu vom reuși să scoatem unghiul perfect. Acum eu o să țin cu mâna, deoarece nu-i prinsă nimic, și facem de 2-3 ori. La tabla subțire nu e nevoie, dar la tabla groasă probabil că va fi nevoie. Desfacem. Acum el a rămas închis jos, îl ajutăm pe lateral. Țin de telefon cu tram. Așa, așa a revenit. Vedem că și-a scos unghiul perfect. Are un unghi de 90 de grade. Acum o să punem invers, o să băgăm cu partea îndoită în spate. O să o aducem la semn. Și acum va fi nevoie să reglăm. O să încercăm să mergem cu toate cam o dată. Reglajele într-adevăr necesită un picuț de timp, dar ele odată făcute, mașina poate să rămână la reglajele respective, nu e nevoie neapărat în tot minutul să verificați. Așa, încercăm să fie la semn. Încă mai trebuie. Acum am reglat. Strângem din nou. Ea este până în limitator. Strângem. Și ridicăm. Ea s-a îndoit. O desfacem. Și să vedem ce a ieșit. A ieșit foarte bine. Acum laturile eu nu le-am măsurat exact, deoarece nu sunt interesat să scot exact laturile, vreau să prezint doar modul de lucru. Acum o să luăm o tablă de groasă de 0, de 1, de 1 mm și o să încercăm să lucrăm. Aici va fi nevoie într-adevăr de forță mai mare. Va fi nevoie de forță mai mare și o să țin de mașină, mașina nefiind prinsă. Va trebui să țin de ea. La tabla de 1 o să folosim și această bară pentru să scoatem unghiul perfect. Se poate și fără ea, dar totuși e o grosime destul de mare. Aici mașina
are o bară de oțel, deși el e un fel de fier. Nu știu cât oțel avea în ea. Neavând balama nimic, ea tinde tot timpul să se încline, pentru aia avea și limitatorul și bara. O să încercăm acum să reglăm și asta. Am reglat distanța. În spate se vede că ea e până în limitator. Și am uitat să vă spun, întotdeauna la strângere, poziția de strângere este cu mânerele înspre exterior. Deci nu așa, spre interior, ci așa. Acum o să încercăm să strângem această tablă. Așa, ea este prinsă și încercăm. Va fi nevoie să țin de ea. Acum, cum am spus, unghiul se vede, dar totuși la tabla de 1, eu zic să punem și această bară, este foarte ușor să introduce acolo, are o siguranță la mijloc și a intrat dincolo. Și acum ridicăm din nou, ea va strânge exact marginea respectivă. E foarte greu de lucrat, deoarece ea nu este prinsă, stă doar pe masă. Ridicăm. O să încercăm să scoatem. După cum se vede, s-a format destul de bine unghiul. Totuși este o tablă groasă. Este o tablă de 1 și destul de oțeloasă. O să punem pe partea aerată. Introducem înăuntru. Va trebui, o aducem până la limitator. Când se face în serie, nu va fi nevoie tot să reglați. Se face prima, pălțuiește prima parte, 50-100 de bucăți cât e nevoie, după aia se reglează mașina și se pălțuiește partea a doua, cum fac eu acum. Acum voi încerca să reglez mașina din nou. Am scos afară limitatorul care era aici, deoarece distanța este mică. Nu a mai fost nevoie, l-am scos. Îl punem aici și încercăm să strângem. Așa. Și să încercăm să îndoi. Ea, după cum se vede, este îndoită. Eu zic că destul de binișor, dar să fiu sigur că unghiul va ieși bine, o să pun această bară, pentru că nu va lua mult timp ca să o montez. Așa. Și acum, din nou, latura aceasta va prinde exact marginea și o va îndoi mai tare. Asta se folosește doar pentru tablele groase. Să încercăm acum. Problema este că nu am poziție. Acum o scoatem. Și scoatem profilul afară. Să vedem ce aici. Eu zic că e destul de ok. Unghiul l-a scos destul de bine, acum nu am un aparat performant ca să filmez, totuși este o tablă groasă,
o tablă de 1 mm. Și profilele au ieșit perfect. La o tablă subțire, cum am spus, nu este nevoie să folosim această bară, dar pentru cele groase, ca să fim siguri că unghiul de 90 de grade va ieși cum trebuie, ar fi indicat să folosim. E foarte simplu, cum ați văzut, intră acolo, are un șurub mic aici la mijloc, care trebuie să intre în gaură. Odată intrat în gaură, așa. A intrat și din gât și fix, e foarte ușor. Dar se poate folosi și fără ea. Cam așa arată. Este o mașină de forță, cum am spus, e nevoie să o prindeți neapărat. Ori să aveți ceva picioare de fier băgate în beton, ori să aveți un banc de lucru foarte serios și prins. Dacă nu, o să vă chinuiți. Eu acum m-am chinuit un picuț să le îndoi, dar mașina fiind montată pe ceva fix, cu siguranță nu o să mai fie nevoie să loviți de 10 ori cum am făcut eu. Aici are brațul. Brațul respectiv. Este brațul de reglaj. Cam aceasta ar fi mașina respectivă. Cum am spus, nu uitați, tot timpul mânerele trebuie să fie pe lateral. În cazul în care nu se strânge bine, haideți să scot asta de aici acum, așa. Așa. În caz că nu se strânge bine distanța aici, putem să mai dăm o tură. Așa. Sau să desfacem motorul. E foarte important ca amândouă să se strângă odată. Când se dă drumul din nou, dacă ea va rămâne jos, deoarece aici pe bucșa respectivă încă nu are uzura făcută, va fi nevoie de uzură. Eu acum, cum am făcut, am sudat foarte puțin strânge, va fi nevoie să fie unsă, să se facă un pic de uzură, dar când va rămâne jos, va trebui dat drumul lateral. Haide să vă mai arăt o dată. Deci o distanță, așa. Deci odată strângem. Se vede, distanța este strânsă. Este foarte ok. Ele sunt ridicate sus. Trebuie dat drumul amândouă odată. Și în cazul în care nu se revine, uitați, așa, se lovește lateral. Și mașina și-a revenit. Asta e până își face uzura. Pentru a vedea mai multe detalii, vă invităm pe YouTube să vă abonați la canal sau pe pagina de Facebook, Practic, Util, Eficient, sau pe pagina de Facebook, Arzătoare, Peleți, Granulatoare. Toate cele bune!